Vineri, detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit cu o auto specială cu apă și spumă, o auto specială pentru salvări la înălțimi și o auto specială de tip transporter în municipiul Drobeta Turnu Severin pe strada Porțile de Fier pentru salvarea unei persoane cu probleme medicale. Aceasta se afla pe un pod rulant din hala de producție a unei societăți comerciale aflată în imposibilitatea de a coborî de la o înălțime de aproximativ 10 metri. Pompierii au reușit să o salveze cu ajutorul autospeciale de intervenție la înălțimi, după care persoana în cauză a fost transportată la spital cu o auto specială a Serviciului Județean de Ambulanță Mehedinți. Sâmbătă a fost de asemenea o zi încărcată pentru pompierii mehedințeni. Aceștia au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje. Pompierii au înlăturat pericolul extinderii incendiului la alte 5 adăposturi de animale cu 60 de bovine și 1400 de ovine și aproximativ 20 de tone de plante furajere. La stingerea incendiului au participat și reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Cioroboreni, coordonate de primarul comunei Jiana. La doar câteva ore de la stingerea incendiului provocat, se pare cu intenție, focarul a fost reaprins prin intervenția aceleași persoane rău intenționate. Piromanul este, se pare, chiar ginerele proprietarului care s-a trezit că adăpostul animalelor sale a fost cuprins de flăcări. Cel mai probabil cauza de producere a incendiului, care a fost determinată de folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera acel incendiu. Duminică dimineața, la ora 8:30, pompierii din cadrul Sud Drobeta au fost solicitați din nou să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit. Locația era aceeași, tot în localitatea Cioroboreni, comuna Jiana. Un alt incendiu izbucnise la casa, unde în urmă cu câteva ore pompierii mehedințeni au lichidat incendiul. Și de această dată pompierii au reușit să salveze două camere ale aceleiași case. Tot sâmbătă, detașamentul de pompieri Orșova s-a deplasat în municipiu pe bulevardul Porțile de Fier pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o garsonieră situată la parterul unui bloc. Pompierii au stins imediat incendiul, astfel că acesta nu a cuprins decât materiale textile. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost determinată de focul utilizat în spații închise. Și-au determinat ca și cauză probabilă de producerea incendiului folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera acel incendiu. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta au fost solicitați de asemenea să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Cioroboreni din comuna Jiana. La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri cu două auto speciale cu apă și spumă din cadrul stației de pompieri Vânju Mare. Incendiul, care a cuprins mobilierul și aparatură electronică din două camere ale locuinței, tâmplăria de la ferestre și uși, precum și circa 50 de metri pătrați din acoperișul construit din lemn cu învelitoare de țigli, a fost lichidat de pompieri în aproximativ o oră. Pompierii au înlăturat pericolul extinderii incendiului la o casă învecinată și au salvat trei camere ale casei și bunurile din acestea. În noaptea de sâmbătă spre duminică, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o casă de locuit din localitatea Cioroboreni, comuna Jiana. Pompierii au reușit să stingă incendiul în aproximativ o oră. Acesta a cuprins materialele textile, mobilierul din două încăpere ale locuinței, tâmplăria de la uși și ferestre, dar și 50 de metri din acoperișul casei. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost determinată cel mai probabil de folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.